Clericii din Arhiepiscopia Tomisului au participat astăzi la conferința Dobrogea, Pământ Românesc, Drumul Românilor de la Independență la Marea Unire. Părintele conferențiar Constantin Cotan a fost invitatul evenimentului organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Conferința preoțească Dobrogea, Pământ Românesc, Drumul Românilor de la Independență la Marea Unire a fost precedată de Sfânta Liturghie. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța. La slujba au participat preoții din toate protopopiatele eparhiei. Am slujit cu zeci de preoți și s-au împărtășit cu toții, peste 400, și avem bucuria ca după Sfânta Liturghie, după Sfânta Comuniune, să dezbatem tema unei conferințe atât de potrivită pentru anul acesta, Dobrogea, Pământ Românesc de 140 de ani și România în Sfântă Sărbătoare la 100 de ani de la unirea tuturor provinciilor românești. Nădăjduim că acest moment va rămâne întipărit în inimile și în sufletele tuturor slujitorilor, iar ei îl vor sădi în sufletele tuturor credincioșilor, încât fiecare să fim cu mic cu mare în sfântă sărbătoare. După Sfânta Liturghie au urmat lucrările propriu-zise ale conferinței. Întâlnirea a fost organizată la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Invitat să conferențieze a fost părintele Claudiu Constantin Cotan de la Universitatea Ovidius din Constanța.